Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, cu mult drag, o inimioară din casa mea în casa voastră, cum sunteți? Vreau să vă întreb cum sunteți, cum la voi? Vă salut, hai puțin să ne mai adunăm și apoi să revin cu video care vreau astăzi să vă-l prezint. Dar mai întâi îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți și din ce oraș. Dragii mei prieteni, suntem pe o caniculă foarte mare, deci cald afară. Cum îi spunem noi, căldură insuportabil. Bună seara, bună seara, Mariana. Dar ne trezim seara sau după masă, sau chiar de dimineață când noi ne trezim cu picioarele umflate, picioarele, mânuțele, corpul umflat de la căldură. Da? Mai întâi îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți și din ce oraș, dar eu am văzut un video foarte interesant pentru picioare, deci umflate. Dragii mei prieteni, eu am zvărăt o tinctură sau un bichet din câteva flori sau plante care poți să-ți faci tu masaj. În multe cazuri se numește cataplasmă, dar eu, mai corect, este numită sau eu o numesc bitter, foarte bun pentru masajul flexia la picioare. Am distribuit și live-ul în grupul Învață a găti cu noi și acolo eu sunt fondatoare. Dragii mei prieteni, este foarte important să știm că pe căldurile este, deci este nevoie să bem foarte multă apă, apă, nu altceva de apă. Pentru multe persoane care este posibilitatea sau nu au posibilitatea să bei multă apă, deci apă cu lămâie este foarte bună, apă cu roiniță, apă cu cimbru, da? Apă cu leuștiană, apă cu mărar. Deci, pur și simplu, într-un litru, două litri de apă clocotită, adăugați mărăraș sau chiar cimbru. Fiindcă de a scoate apa din organism, fiindcă soarele, căldură, reține apa în organism, da? Ca să știți. Este foarte bine să știm că să luăm multe fructe, legume pe căldura asta, da? Pe căldura asta care, deci noi avem foarte mari călduri în Republica Moldova de mulți ani. Au fost așa călduri, da? 45 grade arată termometru și la foarte multe persoane se ridică tensiunea sau chiar scade. Sau chiar au stop cardiac sau diferite situații, da, de la căldură. Eu vă rog să-mi distribuiți live-ul, să ajungem cât mai departe. Eu am să fac astăzi ceva foarte interesant pentru picioare umflate și dureri de picioare. Mai ales pentru persoanele după 50-60 de ani au dureri insuportabile, chiar dacă deci nu au kilograme în plus sau chiar dacă au kilograme în plus, da? Sau dacă, deci, sufără cu ficat sau cu rinichi, da? Deci să știți că sunt diferite tincturi pentru a face masaj de a liniști, de a ameliora durerile de picioare sau picioarele înflate. Dacă noi vorbim de picioare înflate, cu siguranță noi vorbim și de mânuți înflate, da? Fiindcă foarte des ne scolăm, ne trezim dimineața, da? Și avem mânuțele foarte umflate, deci umflate. Dar asta este de la căldură. Este important să bem la fel, deci ceai, apă, apă cu lămâi, cum vreți voi, da? Deci, dar noi nu vorbim de cola, noi nu vorbim, când multă lume mă întreabă, zi, Dana, să bem apă, dar cola pot să beau? Nu. Cola, Sprite, chesturile astea care conțin foarte mult zahăr, nu avem drept, fiindcă un litru jumate de cola conține 5 linguri de zahăr. Vă închipuiți cât apă trebuie să scoatem, ca să scoatem, deci, zahărul din organism. Da? Și deci noi nu vorbim de sucuri, presate. Noi vorbim de sucuri naturale sau de sfântă apă, așa cum îi spunem noi. Încă cu mâncare poți mai trăiești, dar cu apă, dragii mei prieteni, nu trăiești om. Știți, fiindcă corpul nostru, organismul nostru are foarte multă nevoie de apă. Bună seara, Doamne ajute! Vă salut cu mult, mult drag! Ce mai putem, deci, face pentru picioare înflate sau dureri, deci de picioare? Este foarte bun coada calului. Eu des vorbesc de ea, de coada calului, dar chiar în rachiu, eu am aici și în ulei de măsline, la fel de facem masaj, dar deci facem un masaj puțin mai agresiv, adică nu facem așa un masaj pur și simplu din gâdeleală, da? Dar facem un masaj mai puternic, fiindcă ca scoatem apa, să scoatem limfa din organism, așa se mai spune, da? Fiindcă picioarele în față se numește edem, aceasta este, să adună apa sub piele. Și deci, coada calului la fel este foarte, foarte bună pentru a face masaj. Sau un rachiu,
Deci, sau un ulei de măslin, ia uitați, e ca o cremă, mai ales pentru cei care au și dureri de genunchi. Așa, mai am aici spunem așa, un ulei, da? Sau multă lume mi-a spune ca în tinctură, de crin. Tinctura de crin, la fel este foarte bună pentru dureri de picioare sau pentru dureri de călcâi, pentru pintini, pentru gută, pentru cei care suferă cu gută, pentru cei care suferă cu articulații. La fel, când cu crinii cum? Poate fi și în rachiu, un țuică de casă, dar poate fi și în ulei. Sau ulei de in, sau poate fi în ulei de măsline, sau ulei de dovleac, sau ulei de jojoba, care ulei voi îl aveți. Dar deci crinul la fel este foarte bun. Liliacul, voi ați auzit foarte mult de tinctura de liliac, care și-ați văzut, da, pe pagina mea, care este foarte bună pentru dureri de picioare sau mânuți. Chiar și dureri de spate. Sunt foarte multe persoane care au dureri de spate insuportabile, dragii mei prieteni, insuportabile. Deci vă salut cu mult, mult drag. Aș vrea să cumpăr de la nevoastră, doamna Zidana, se umflă picioarele când stau mult pe scaun. Da, pușor, doamna Ignat. Știi de ce? Fiindcă apa se duce toată în picioare. De asta ai dureri de picioare. Tu trebuie să vezi, în primul rând, kilogramele. N-ar fi rău să faci măcar 2 ori pe săptămână post intermitent. Adică și înseamnă post intermitent, nu mănânci nimic în afară de apă. Și asta te ajută foarte bine corpul de a scoate toată sarea din organism. Și ar fi bine măcar sara, măcar 20 de minute să mergi. Numai decât nu să fugi, dar să mergi ca scoată deci apa din organism, da? Dar dacă vrei vreun ajutor, cu mare dar, doamna Ignat, mă sunați pe WhatsApp și eu vă dau câteva sfaturi. Da, e foarte mult, Ani. Ani înseamnă că ești anișoară. Da, asta e foarte, foarte mult, 100 de kilograme. Noi nu vorbim de plus 10 kilograme, plus 6, plus 8. Dumneavoastră aveți cam vreo, spunem așa, vreo 35 de kilograme în plus. Asta e, deci, e catastrofă pentru corp, fiindcă corpul are prea multă greutate și de asta se umflă și picioarele, da? Cu siguranță ai să ai și dureri la articulație, cu siguranță ai să începi a răsufla greu, deci de la inimă, fiindcă se adună grăsimi pe inimă, cu siguranță vin și greață sau câteodată prea repede ne stresăm sau tremurăm de la ficat. Trebuie numai decât să dai jos, cam să luăm la drept vreo, hai să spunem, nu 30, dar vreo 25 kg, da. Numărul meu de telefon este pe pagina aici, pe WhatsApp, întotdeauna, peste tot locul, pe TikTok, peste tot locul, da. Eu am să vă răspund totuși la câteva întrebări de ale voastre astăzi, dar vreau să fac o tinctură aici în direct pentru picioare, deci în plată. Bună seara, bună. Zidana, pentru țăuritul în urechi. Pentru țăuitul în urechi sau se mai numește fluturi, deci în urechi, da? Deseori persoanele au țăuitul acesta în urechi când au trecut printr-o depresie sau pentru un stres sau, de exemplu, când au avut vreo situație, da, ca un șoc psihoemoțional, da? Țăuitul este în urechi. Țăuitul în urechi, dragii mei, presezi de la deconectare, da? Fiindcă noi stăm cu grijă, cu nevoi, da? Și el este, începem a uita, ca să luăm la drept, da? Țăuitul urechi este de la sistemul nervos, da? De la depresie. Este tratamentul, sunt foarte multe tratamenturi pentru așa ceva, dar sunt și uleiuri. Uleiuri biblice care tu poți să faci chiar și masaj în cap, un masaj autohton, hai să mai vorbim despre masaj autohton, da? Este și cu ulei de arbore de ceai, ulei de frunză de dafină, ulei de salvie, ulei de roiniță, ulei de mintă rece. Ți le faci singur. Nu are rost, te duci, ți le dai 50-100 de euro pe dânsile. Nu. Ți le faci singur, că le fac foarte, foarte repede. Dragii mei prieteni, pentru picioare umflate astăzi, aurica, cum o fac? Noi vorbim tema asta de noastră, este pentru o picioare umflate. Îi stai aici și îi se vezi că îți fac o tinctură foarte bună pentru picioarele umflate, da? Așa, pentru tromboză, depinde la tromboză și nioare. Poate să aibă o persoană mai tânără, poate să aibă o persoană, deci, mai în vârstă, da? La fel, trebuie de văzut, în primul rând, dacă persoana nu are diabet cu tromboza, dacă nu a suferit cu ficatul, dacă nu are ciroză hepatică, da? Aici sunt la tromboză sunt mai multe întrebări ca să, de exemplu, noi nu putem
Dacă persoana are tromboză, se dă în tratament numai pentru tromboză. Nu. Aici trebuie văzut kilogramele puține sau multe, da? Aici trebuie de văzut dacă nu a avut diabet, dacă nu a avut tuberculoză, dacă nu a avut vreo boală venierică, că sunt mai multe situații. Cum este, deci, sângele? Cu chestia asta, cu tromboză, dar are diabet și hipertensiune, da. Aici trebuie puțin o dietă ca să luăm la drept și trebuie numai decât ca să iei un tratament 40 de zile. Depinde câte kilograme are. Dacă are kilograme mult, numai decât trebuie să iei cam vreo 40 de ceaiuri, cam 2 litri de ceai pe zi, ca să detoxifici corpul, ca să curiți, deci, corpul, da? Tot și la fel cu așa întrebare, că trebuie să vedem cum este persoana, e matură, e persoană deja cu vârstă, e persoană mai tânără, trebuie văzut vârsta și cât kilograme are, mă sunați, deci, în privat, că sunt mai multe, deci, întrebări la așa ceva. Bună, bună, dragă Zidana, bună, și m-a întrebat, te-ai întors din vacanță, dar am fost vreo două zile, dar și cu lucruri, dar și puțin am avut vreo două zile de vacanță și am stat la vacanță, dar m-am bronzat foarte tare, sunt roșie. Pentru ficat, pentru tiroid, pentru nod, deși sunt deja mai mult. Pentru ficat este un tratament, Marius. Pentru nodul tiroidoian este alt tratament. Poate fi că mai puțin tiroidă oare, deci bărbații ca femeile, da? Pentru tiroidă este foarte bun ceaiul de sinzienie. Eu am strâns, eu am făcut, eu am povestit despre ceaiul de sinzienie. Este enorm de bun, da? Este foarte bun ceaiul pentru tiroid de știrul roșu. Știrul roșu l-am aici astăzi, ia uitați-vă, dar îl vedeți, știți care este știrul, uitați-vă cât e de frumos și culoare frumoasă. La fel ajut pentru ficat, pentru glanda tiroidă, pentru digestie, da? Știrul roșu, el pe înainte, pe vremuri, da? Se făcea pâine din el, din semințele lui, ca făină, da? Și deci el este un antibiotic foarte puternic care ajută la tot organismul omului, știți, la foarte bun, da? Ca să înțelegeți. Și pentru, dacă întrebi pentru nodul, este știrul, chiar poți bea ceai din știr și pentru ficat și pentru nodul, dar cel mai bun pentru ficat, dacă este problema cu ficatul, este polen, propolis, păstură, lăpteșor de matcă, numai decât eu des vorbesc de aceste produse. Așa, bună, bună, bună seara, bună la toată lumea, vă rog să-mi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe, vreau să vă răspund la câteva întrebări, fiindcă de mult n-am intrat aici cu voi și întrebările sunt foarte multe, eu nu dovidesc, da? Bună seara, Zidana, și să fac când am un nod în gât? Dragii mei prieteni, nodul în gât este de la sistemul imunitar, de la sistemul nervos. Nodul în gât, el apare la persoane, dar atent cu foarte multă lume le are. O întrebare foarte interesantă. Mi-apare un nod în gât, da? Un nod în gât, el apare când noi avem un șoc sau când noi ne-am supărat sau când pe noi ne-au supărat cineva sau când noi am auzit o notiție nu chiar atât de bună și atât de favorabilă pentru noi, da? În grădina mea, Ludmila, crește știrul roșu. Nodul în gât, dragii mei prieteni, poate să le aibă persoane chiar și ani de zile. Da? Și apoi, dacă noi nu știm cum să-l scoatem, că el scoate foarte prin respirație, se respir și se expir, nodul în gât, deci, se formează glanda tiroidă. Deseori apar acest nod în gât când persoanele sunt puțin mai timide, mai închise, și ele nu se expun, deci, părerea lor. Să știți că nodul în gât, și înseamnă, eu apărut un nod, ceva m-am speriat, ceva nu ne-a plăcut, dar nu ne-am permis să verbalizezi lucrurile până la urmă, da? Nodul în gât scoate foarte bine prin terapie psihologie, respira și expira, da? Că el apare des, da, el apare des când tu te spari, când tu ai frică, când tu te temi, deci aici este mai mult în situație, da? Așa, Roxana, bună seara, îmi puteți recomanda pentru psoriazm, soțul meu are 10 ani, vă mulțumesc, soțul meu are de 10 ani. Pentru psoriazm, Roxana, sunt foarte multe tratamente, dar atent cu psoriazmul, cu alergiile,
cu dermatitele. Dar la psoriazm trebuie să scoatem totdeauna, dacă să mă drept, carne de porc. Totdeauna. Alcoolul foarte mult afectează psoriazma. Țigările, tabacul, fumat, pentru cei la fel foarte mult, da? Pâinea albă, dulciile și zahăr sunt câteva alimente care noi trebuie să le scoatem, mai ales dacă este problema de psoriază. Psoriază este o boală de piele. Este bine să o tămăduiești, da? Ori are leac, ea are leac, că trebuie să ții foarte mult însă. Și în multe cazuri sunt ca să iei tratamente pe mult timp, da? Fiindcă la psoriază nici ca acum nu avem dreptul, deci pâine, dulciuri, pateuri, plăcinte, croasante, pastelii, alcoolul, deci când bei alcool psoriazmă, el încă mai tare, boala asta încă mai tare crește ca ciupercă, dar se activează. Fiți foarte, foarte atent, fiindcă psoriaza, dacă nu o lecuiești, ea duce la cancer de piele, la tumoare de piele, ca să înțelegi, mai bine spus la cancerul de piele, da? Ce este de făcut, în primul rând, cu dieta, în primul și în primul rând, sunt foarte multe creme pentru psoriazm, care tu poți să le faci în casă. Este foarte bună crema de mintă rece, e foarte ușor de făcut, la mine pe canalul meu de YouTube este. Este foarte bună crema de mimoză, da? Și de 8 sunt multe plante care tu ai putea stai să faci băiță. Deci, cine suferă cu psoriazm? Bună seara, bună seara! Bună seara, Elena! Zidana, nu v-am auzit de mult. Da, dragii mei, sunt foarte, foarte ocupată, foarte. Azi am intrat aici cu voi să vă fac o tinctură, o fac imediat pentru picioare înflate, pentru căldura asta, da? Dar mai intru și eu câte o leac, fiindcă nu am timp și lucrez, sunt ocupată, da? Bună, bună! Deci am vorbit de psoriazm, da? Bună seara, Svetlana, pentru colesterol, ai vrut să spui, da? Colesterolul mărit în sânge, asta este grăsime în sânge, să fii atent, fiindcă multe persoane care au colesterolul mărit în sânge, îi fac diabet și fac deci ficat gras, și apoi după ficat treci hepatită, după hepatită treci ciroză de ficat, da? Deci trebuie să fim foarte atenți cu mâncare, pentru că fiindcă este și colesterol rău, dar este și colesterol bun, da? Deci în sânge. Apă foarte mult pentru cei care deci au colesterolul mărit în sânge foarte, foarte mult. Dar apă chiar vreo 2-3 litri pe zi. Dacă ai kilograme, dacă ai plus 20, plus 30 kg, chiar vreo 5 gofi, gofi, liniștești. Chiar vreo 5 litri de apă pe zi. Eu am persoane care am pacienți care au câte 115 kg, trebuie să bei 6 litri de apă pe zi. 6 litri, dragi prieteni, ca să dai colesterol, ca să curiți corpul, detoxifică corpul, da? Dar nu numai corp, și stomacul, și pielea, și rinichi, și ficatul, sunt mai multe situații. Pentru cei care au colesterol sau diabet, apa deci este primul rând care trebuie să iei, da? Așa, pentru tensiunea mare, Margareta, pentru tensiunea mare, Margareta, dacă tu ai tensiunea asta, poate fi de la hipertensiune, de la căldură, încearcă în fiecare zi, mănâncă un cățel de usturoi, fiindcă usturoiul este atât de bun, el e un antibiotic foarte puternic, numai că lumea nu știe și nu mănâncă, îl socot o legumă puturoasă, dar cu părere de bine, ea este foarte sănătoasă. Dar un cățel de usturoi, știți că foarte bine dă tensiunea jos, reglează tensiunea. Și dacă cineva să mă întrebe, dacă când ai tensiunea mică și mie îmi place usturoi, de exemplu, la mine tensiunea mică, dar mie îmi place usturoi, cel mai simplu, cel mai frumos, o bucată de ciocolată natural, ca să nu fugi tu la farmacie să te îndopi cu pastile, da? Ciocolată neagră de 82, de 95 sau chiar de 100%, sau o cafeluță, dar o cafeluță bună. Sfecla roșie tot la fel este foarte bună, deci pentru tensiunea joasă. Spanacul este foarte bun pentru tensiunea, deci joasă. Da, bună, 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 dragii mei prieteni, da, dureri de călcâi este foarte bun. Păi, faceți-vă acum cât este hreanul și cât este brusturile, deci cremă de brusturi și cremă de crean. Puteți să le amestecați ambele împreună, la fel este foarte bun pentru pinte, pentru când te arde călcâile. Când te dor tâlpile, când tu muncești foarte mult și ajungi seara, deci
arde, iese pară, iese foc, așa cum spunem noi din tălpi. Deci, crema sau unguentul din brustele, deci ajută pentru așa ceva. Dragii mei, pe vă rog să-mi distribuiți like-ul, să ajungă cât mai departe, chiar și în grupul Învață Găti cu noi, da? Bună seara din Franța, bună seara, îmi lăsați un comentariu și o inimioară din ce țară mă priviți, ca să vedem până unde ajung, deci, videourile noastre, da? Zidana, bună seara, Marioara, pentru cădirea părului, dragii mei prieteni, pentru cădirea părului, deci este foarte multe tratamente naturale, deci poți le faci tu în casă, dar da, chiar foarte multe, da? Mai ales că noi acum suntem pe timp de vară, da? Deci vă spun câteva dintre însele, chiar pentru cei care au rămas cheli, da? Care au abundență căderea părului. Nu are rost să vă cumpărați pastile, să beți pastile, să vă puneți injecții, ori să beți diferite prafuri pentru căderea părului sau alte prostii, da? Din plastic sau suplimente. Nu are rost, dragii mei prieteni. Deci, pentru căderea părului este în primul și în primul rând ceaiul de urzică. Ceaiul de urzică îți speli capul în ea și atât, da, de câte ori, de 2-3 ori pe săptămână. Poți să faci chiar și un măcerat de urzică, este foarte bun pentru căderea părului. Brusturile, la fel, îți pui într-o cratiță, foarte bun, două frunze de brusturi și cu siguranță îți lasi fiarbă 10-15 minute și apoi îți speli părul bine pentru că așa să ajungi ca un masaj, faci așa pe tot locul, da? Ca să-ți crească un păr gros, un păr lucios. Lucerna, pentru cine știe ce înseamnă lucerna, este o plantă care e iubită de animale, se numește luțărnă la noi, da, chiar și într-un taz, într-o căldare, într-un vas, într-un lighean, îți fierbi o mărunchi bun de lucernă, la fel este formidabil pentru căderea părului. Oțetul, da, dragii mei prieteni, după spalare îți speli părul cu oțet, fiindcă întărești părul, da, și nu îți dă voi ca să cadă părul. Sunt foarte multe fire de păr care ele cad pe zi, da, dar numai nu între timp că noi să rămânem chiari, da, ca noi să avem diferite piete, deci în cap, păr, trebuie să fii frumos și gros, lucios, da, ca să aibă cât de cât un volum, așa. Bună seara, bună, bună la toată lumea, bună, 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 din Salaj, vă salut din Salaj, Mare Mureș. Așa, glanda tiroidă, deja am vorbit foarte mult de glanda tiroidă și de diabet, vorbesc foarte mult. Glanda tiroidă este foarte bine să bei ceai de senzenie și sunt foarte multe ceai care poți le bei din, pentru glanda tiroidă. Dacă îi deschiți la YouTube la mine și aș scrie tratament pentru glanda tiroidă, și îți iese. Este foarte bună tinctură, dar foarte bună, tinctură de nuci verzi. Acum încă poți mai face, că mai sunt coș de nuci verzi, că ea are foarte mult iod. Glanda tiroidă lumea o are din mai multe cauze. Orică treci pentru un stres și nu poate vorbi, nu poate verbaliza, orică mare noduli pe glanda tiroidă sau glanda tiroidă autoimună mai există, care eu te rog, da? Știți că tinctura din nuci verzi, deci este foarte bună. Multă lume o consideră sau o încurcă, da? Cu nucata, cu rachiu din nuci, nu. Tinctura de nuci verzi are foarte mult iod, da? Și este foarte bună. Bună, bună, bună din Belgia, bună seara din Bistrița, bună seara din Chișinău, bună seara din Iași, bună seara, dragii mei prieteni. Deci, vă rog să-mi distribuiți live-ul, nu vreau să rămân aici mult cu voi, ocupați, sunteți ocupați, da? Dar vreau să fac o tinctură foarte, foarte bună, foarte bună, să vă arăt ce puteți face pentru dacă aveți picioare înflate, da? Ce îmi puteți recomanda pentru vârtejul, terapia, urică? O terapie mai scrie în privat și îți fac o terapie, te ajut foarte bine, mai ales când avem vârtej, da? Salut din România, Bacău! Dragii mei prieteni, asta am nevoie de un borcan. Dacă vă vreți, vă scriți în... Dacă vreți, vă scriți, deci... rețeta, da, cum îi spun eu, sau tratamentul pentru picioare înflate, vă luați o foiță, eu vă mai aștept câteva foiță și un tuc, ca voi să știți și trebuie să vă puneți, da? Ca pe urmă, nu, după asta mă sunați, Zidana, eu n-am înțeles ce înseamnă știri,
Orice înseamnă țigănaș sau și înseamnă, deci, minte rece, da? Eu vă aștept câteva secunde ca să vă luați un toc și o foaie, da? Dar totuși, live-ul rămâne aici, apoi îl trec pe canalul meu de YouTube, că rămân întotdeauna, ca voi să vedeți pe urmă, da? Vă urmăresc din Bălți, bună seara, din Suceava, bună seara. Așa, pentru constipații la copii, pentru constipații la copii, dragii mei, trebuie să schimbați raționul de mâncare, mai mulți fructe, mai multe supiți, da? Nu mult pâine, fiindcă copiii au constipația de la pâine, da? Și fix ca căței, fiindcă multă lume mă întreabă, zice, Dana, dacă cățelul meu are constipație, deci știți că de la pâine, fiindcă cățelul trebuie să mânce mâncarea lui, care e cumpărată din magazin veterinar, da? Știți că pâinea face foarte tare constipație, cum și la oameni, cum și la animale, da? Așa. Dragii mei prieteni, am să mai repet încă o dată rețeta. Rețeta e pentru picioare înflate. Dacă eu mai văd câteva întrebări, eu cu mare drag vă mai răspund aici, da? O rețetă foarte, foarte bună, foarte bună. Dacă noi avem picioare înflate, dacă noi muncim foarte mult și ajungem seara cu dureri de picioare. Sau tot ajută la picioare înflate. Mai tata am să beau o gură de apă. Așa, bună, bună, dragii mei prieteni. Vă rog ceva de plămână, Leona Colesnic. Un tur grăsime de bursuc, un tur de, sau grăsime, cum îi spuneți, de urs, este foarte bun. Propolis brut, așa tip de propolis brut, așa. E că este propolis brut. El este antibiotic natural. Polen, păstură, mere neagră, mere de mănucă, mere neagră de deal, este o mere foarte bună, da? Care este special pentru infecții. Noi nu vorbim de mere poliflor, dar mere neagră, asta este, ia vedeți? Ia că asta este mere neagră, parcă este dulceață de pruni, ia vedeți cum arată, e neagră. Și nu e altă, ia uite cât și culoare are, un cafeniu, un caștaniu închis, ia uitați-vă cât de bine ea arată, ia, vedeți? La fel este foarte bună pentru plămâni, fiindcă este ca antibiotic, are enzime și este foarte bun pentru plămâni, pentru cei care suferă deci de plămâni. Da? Dacă nu găsești ceva din produsele astea, mă suni în privat, este numărul meu pe WhatsApp și mă întreabă, zic, Dana, eu nu găsesc numărul tău, nu, dragii mei prieteni, numărul meu este peste tot locul, chiar este și WhatsApp, ia uitați-vă, da? Uitați că eu vă arăt. Așa, e ca WhatsApp-ul și acolo e legat cu pagina mea, mă sună toată lumea, vorbiți cât vreți, ia cât ala, da? Asta este WhatsApp. Pagina mea deja, voi știți că este asta și este acolo, deci numărul meu, da? Hai, dragii mei prieteni, deci la vă fac astăzi tinctura sau bituri pentru picioare înflate. Borcan curat întotdeauna ca să fie, deci spălat cu bicarbonat de sodiu. Deci aveți nevoie sau de rachiu sau de oțet, cum vreți voi, da? Sau de rachiu sau de oțet. Eu am aici și rachiu de casă, dar eu am și oțet de 9%. Care vreți să-și aș puneți? Deci mă întreb, Dana, cum e mai bine? Dacă să luăm la drept, fiindcă oțetul nu toată lumea îl suportă, da? Mă zic, dacă vorbim de copii, că îl doare în piciorul, da? Și tu vrei să faci masaj la copilul tău cu așa astfel de biter, da? Oțetul eu nu-l suport, fiindcă oțetul are un miros profund, da? Și un pătrund din nas, da? Dar cu rachiu de casă 50%, deci el este ok. Dar depinde, sunt persoane care iubește mai tare oțetul, deci ca țuica de casă. Să fiți sănătos, eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi și o inimioară, că așa de multă lume sunteți, o inimioară din casa mea în casa voastră. Da, eu o să fac, dragii mei prieteni, azi cu rachiu de casă. În primul rând, eu o să am nevoie de un produs foarte puternic, fiindcă biterul nostru va mirosi puternic, da, de tămâie albă. Unde o găsești, eu ne-o dau comandă pe site-ul și îmi vine acasă, da? Foarte des mă întreba, zic, Dana, poți să iau tămâie din biserică? Nu. Tămâie din biserică să sunt puțin mai slăbuță, da? Dar tămâie albă este tămâie neagră, tămâie sultanul și tămâie oranjă, este roșie, da? Este și smirnă, la fel, foarte bun. Așa, și știu precis că mi-a zis, Dana, eu nu am niciun fel de tămâie, da? Și tămâie spui. Tu pui chiar și tămâie care vrei tu,
care tu o ai, dar eu astăzi îți spun în bitterul meu tămâia albă. De ce? Fiindcă tămâia albă este foarte bun. Chiar și uleiul din tămâie, deci este foarte bun pentru picioare înfrate și dureri, deci de picioare, da? Zidana, ce să fac, soțul meu bea foarte mult, mă scrie în privat pe WhatsApp, eu îți răspund și îți spun ce tratament să iei ca să bei vreo 40 zile. Dragii mei prieteni, cât jumate de linguriță, jumate la un litru, da? Eu am zvărât acuș cum este tămâie. Asta, stați așa încet, Zidana, ia uitați, asta este tămâie albă. Este foarte bun. În unele cazuri, multe persoane, deci eu iau pentru persoanele care au cancer, care au tumori, îi ajută foarte, foarte bun, fiindcă tămâia scoasă din scoarță de la copac, este naturală și este foarte puternic. Deci, jumate de linguriță de tămâie albă, numai decât ianrachiu, a se dizolve, ianrachiu a se dă un parfum foarte interesant, un parfum interesant. Deci și-a parfum, dar poate fi și-a ierburi, da? Fiindcă noi să adăugăm și ierburi, da? Așa, într-un borcan de jumate de linguriță de tămâi. Puneți, dacă nu ai tămâi alb ajută foarte bine. Orice tip de tămâi. Dragii mei prieteni, eu am aici o floare care este puternic și mirositoare, foarte floarea de mintă rece, de izm, ia cătău, da? Miroase foarte bun. Știți că de la floarea de mintă rece sau izmă trece foarte bine durerile de cap pentru cei care nu pot dormi noaptea. Pentru cei care s-au deconectat, dragii mei prieteni, de opt și mintă rece, este multă lume spune că dacă bem mintă rece nu e bună pentru bărbați, că nu au impotenții, nu e corect. Mintă rece e să mănâncă, mintă rece se face diferite deserturi, este ca un condiment, e spune mâncare, dar e este ca o plantă tămăduitoare, o plantă biblică, da? Și mai ales florile de minte rece, care ele sunt înflorite, deci, vara. Ei, să mă întrebi, Dana, eu am minte rece, dar nu am floare. Cu siguranță știu precis. Îți spui numai frunzele de la minte rece. Dar care este mai puternică? Deci, știți că floarea, așa arată floarea de minte rece. Gufi! Îmi place cineva în casă. Gufi! Gufi! Gata! Mintea rece, de obște, este foarte bun să o faci și în ulei, da? Să o pui și în ulei pentru dureri de cap. Pentru a ce mai iertați că cânișorul, da? Gufi, gata! Gufi! Pentru cei care nu pot dormi noapte, pentru căderea păr, dragii mei, pentru dureri de spate, uleiul de minte rece este formidabil. Chiar poți să usuci, da? Și să faci un ulei, dar chiar și verde, dar chiar poți bei toată vara limonadă cu apă. Dacă tu bei, deci, un pahar de limonadă, da? E că eu aici am cu lămâie, da? E că în felul următor faci. E că așa, două, trei, da? Și îl bei toată ziua. Ele sunt ca diurece, ele sunt foarte, foarte bune. Din deopt și florile și frunza. Și chiar uscată. Deci te uscați, faci și cremă de mintă rece pentru dureri de articulație, să faci și ulei, să faci și în miere de albin, da? Ca să o iei. Îndeopște este formidabilă de puternic, fiindcă ea este considerată plantă biblică, știți. Ea este considerată plantă biblică, dar și plantă tămăduitoare, ca salvia, ca cimbru, ca rastopasca, ca rozmarinul, ca frunza de dafină. Deci, uitați-vă, eu am așa, e ca așa, ia vedeți, trei lămurile de flori de mintă rece sau izmul, da? Le punem în felul următor, dar le punem în felul așa, dragi mei, ia uitați-vă, da? Un borcan așa. Așa, următoarea plantă, miroase bine, bine, bine frumos, da? Următoarea plantă, dragii mei prieteni, care o am eu, le-ați crescut la mine în grădină, care o plantă foarte bună, tămânduitoare, cimbru de grădină, nu cimbrielul, care de deal, dar cimbru de grădină. Și el la mine este în floare, ia. Vedeți, da? Știți că se face și miere din cimbru. Fărâm foarte bine cimbru, îl pui într-un borcan și deasupra miere, da? O facem praf, chiar așa verde, da?
Și la fel este posibil să bei pentru dureri de cap, pentru dureri de gât, pentru dureri de urechi, pentru foșnit în urechi. El este formidabil. Poți să-l faci și în rachiu. El este, că noi îl folosim la foarte multe, ca condiment, foarte multe rețete culinare, da? Dar simplu, dragii mei prieteni, el îl liniștește, deci durerea. Dacă tu ai imediat durere de cap, tu îți bei o cană de ceai de cimpru. Nu-ți închip cât de bine te ajută. Dragii mei prieteni, suntem foarte mult. Eu vă rog să-mi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe, chiar și în grupul Învață a găti cu noi. Eu am aici o rămurică bună, hai să spunem două, da? Două rămurele de cimbru care noi facem zama, în șpiț, în ciorbi pentru acest tratament. La fel miroase foarte bine, dar foarte bine ca automat cimbru cu izma, cu mintea. Deci dacă tu ai nas înfundat și tu îți tai așa în felul următor, ia îți faci, automat îți distupă nasul, fechele sunt plante foarte, foarte bune. Eu unde oște, cimbrul îl combin în tot, și în mâncare, și în pește, și în ceai, și în diferite de tocuri, da? Dragii mei prieteni, crăițele, toată lumea știe care sunt țigănașe sau crăițele. Ele sunt pentru diabet, știți? Ceaiul din crăiță, el este foarte, foarte bun, deci pentru diabet, dar foarte bun. Să știți că ceaiul din crăiță ajută foarte bine la vedere, da? Cineva să mă întrebe cum să mă numesc. Ele să mă numesc în unele cazuri crăiță, țigănaș, țigănașii galbeni, țigănașii aurii. Dar crăiță, că eu am cătat pe Google, da, în multe regiuni se numește crăițele. Să știți că la noi, unde eu trăiesc, în regiune, în zona unde noi trăim, se pune foarte mult castraveți la murat cu crăiță. Roșii la murat cu crăiță. Nu vă închipă ce gust și parfum de ce are roșii. Un gust minunat, foarte, foarte bun. Îndeopci crăițele, ele pot să le pui în rachiu, într-un borcan de un litru, de două, de trei și la fel să lași macerat 40 de zile și să-ți faci, deci, masaj. Coaste, spate, dacă ai dureri de spate, dacă ai tălpi bolnave, dacă ai tălpile care ard, dacă ai pinte, da? Dacă tu suferi cu articulația, este foarte bun. Este foarte bun și pentru piele, pentru cei care au alergii. Este foarte bun. Este foarte bun și pentru diabet. Nu vă închipuți cât de bine. Acum ai zis, Dana, mă duc în grădină să începă paște, deci crăiți dacă am diabet. Nu, voi trebuie să luați câte 2 litri de ceai, pur și simplu 2 flori, da? La 2 litri de ceai apă clocotită pentru cei care sufăr cu diabet de tip 1 sau tip 2. Și eu în borcanul meu astăzi care fac decibitor pentru picioare înflate, am spun așa, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 flori. De care? De care ai? Da, zic eu aici am de două feluri, da? Am și mai închis și mai deschis. De care tu ai? Deci ele, deci îți spui. Bună seara, vă mulțumesc pentru cunoștințele dumneavoastră. Vă salut cu mult, mult drag. Dragii mei prieteni, mai am aici o plantă care la fel este biblică, mirositoare, foarte puternică, da? Care noi o numim roinița, da? Îndeopște roinița sau milisa, să mai spune, da, este foarte bun pentru dureri de cap, pentru liniștirea, deci, creierului, pentru dormire. Pentru cei care nu pot dormi, știți că ceaiul de roiniță este atât de liniștit și atât de bine dormit, de scar și de mușețel. Poți să le combini cu mintă rece, știți care este mintă rece, că eu v-am arătat de mintă rece, da, care eu am pus floare, deci în bitirul meu, da, sunt diferite, ia uitați-vă, da, foarte, asta este o plantă, se numește roiniță, dar asta este mintea recerism. Poți să le combini dacă tu ai durere de cap. Dar dacă noi vorbim de picioare înflate, deci, dragi mei prieteni, roinița, la fel o adăugăm. Am aici încă o plantă care eu la fel o iubesc foarte mult cu un antibiotic foarte puternic. Acestea sunt frunzele de zmeur. Da, și din ele se fac ceai. Foarte bun pentru cei care au
retenție urinară, pentru cei care au infecții la intestinul gros, pentru cei care au infecții la intestinul subțirii, pentru cei care au probleme cu ochi, care nu văd bine. Știți că eu am făcut foarte multe rețete, chiar și rețeta cu dovlea, cu mere neagră, da? Mere de câmp, mere care este foarte bun și pentru diabet. Dar să știți că frunzele de zmeură au un antibiotic puternic, frunzele, anumit frunzele, nu fructele, da? Noi vorbim de frunze. Un antibiotic foarte puternic, da? De a scoate edemul din corp, adică umflătura de picioare. Și eu voi pune așa o rămurică de, în limba rusă, în limba se numește malin, da? Așa, le adăugăm aici. Dragii mei prieteni, mai am o plantă care eu iubesc foarte, foarte mult, da? Este știrul roșu. Toată lumea cunoaște care este știrul roșu. Eu fac foarte multe tratamente cu știrul roșu. El este pentru ficat, el este pentru a scoate infecția de la ficat, el este pentru a scoate pietele de la ficat. Deci sunt enorm de puternici, da? Știrul roșu chiar și pentru fiere, chiar și pentru detoxifierea corpului. Este minunată. Bună ziua, dar cum? Bună ziua, doamna Elena Talai. Bună ziua, cum putem vorbi cu dumneavoastră? Pe WhatsApp, acolo este numărul meu și cu mare drag, deci poți să mă suni. Așa, eu am să pun ca așa, ca o rămurică, da? Ca o rămurică, da? Eu am să pun și niște florișele, da? Fiindcă el tot miroase bine, el tot este ca antibiotic natural, da? Așa, și e că eu am să le pun așa, numai nu multi, fiindcă bitul meu la schimbe la culoare, la să fac o culoare, deci închisă. Dragii mei prieteni, numai decât trebuie să pun aici un antibiotic natural, care el este foarte puternic, care este propolisul, numai decât. Și fel de propolis, cum multa se întrebă, Dana, da, deci poți pune tinctură de propolis? Nu. Noi trebuie să punem propolis natural, brut, așa se numește. Cel mai puternic propolis care este, deci este acest propolis. Ia, vedeți? Brut. Așa. Iată, aici este propolisul brut care scoate toată infecția din corp. Ia, vedeți? A mine este proaspăt, de tot așa e moale. Electricitatea odată vin și tare, da? Când nu este mai rece afară sau când e vechi. Vă stăruiți, vă luați propolis, deci proaspăt. Dragii mei prieteni, propolisul ajută foarte bine la prostată, propolis ajută foarte bine la cancer, la tumori, la cancer de ficat, la cancer de rinichi, pentru cei care iau dializă, la cancer de stomac. Eu vă rog, suntem foarte, foarte mulți, să-mi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe. Și numai decât în biterul meu, dragii mei, pentru eu voi pune propolis, fiindcă tinctura de propolis, la fel, este foarte bună pentru picioare și mânuță, da? Așa, cât o lingură, dragii mei prieteni, eu aici l-am format, l-am dat pe răzătoare, da? L-am înghețat întâi și apoi l-am dat pe răzătoare. O lingură mare, ia, vedeți? Și eu îmi pun, deci, în borcanul meu. Așa, ia că l-am pus și, dragii mei prieteni, și acum ceva interesant, care voi alegerea voastră? Ori puneți rachiu de 50 de grade sau puneți oțet, cum vreți voi, fiindcă sunt multe persoane care zic, Dana, eu nu am oțet, eu voi pune deci rachiu în felul următor. Așa. Umplu borcanul cu rachiu. Rachiu este făcut de mine, 50 de grade. Poți să-i spune, Dana, poți să pun coniac, da, dar te stărâs nu ai 40, te stărâs fie mai puternic. În felul următor, așa, și las la macerat, măcar 7 zile, la loc întuneric, din când în când îl mai amestec, așa, da? Și apoi poți să ne ung picioarele, mânuțele și ai tu. Nu-ți închipă cât de bine îți liniștește durerile de picioare. Nu-ți închipă cât de bine se disumflă picioarele, fiindcă el este pe bază de plante, acest bider are și tămâie, deci are și rachiu și liniștește durerile picioare. Poți să te dai când ai dureri de unghi, poți să te dai. Poți să te dai când tu ai o durere de picioare, că ai muncit foarte mult, da. Poți să te dai când tu te-ai trezit dimineața și ai picioarele, cum spunem noi, butuc înflate, da. Sau chiar poți să te dai când ai dureri de articulații sau când ai o durere de șol, de mână, de spate. Deci este foarte, foarte, foarte bun, da.
Deci, ea spune că schimbă la culoare, dar miroase enorm de bine, da, fiindcă are plante, ați văzut și plante, deci am fost, da, și îți faci masaj. Cu un masaj, da? În felul următor, da, un masaj puțin mai agresiv, da? Ca toată puterea plantelor și puterea, deci, țuși care au intrat, deci, plantele și a tămâii, da, că este și tămâii, da, ca să intre, deci, în pielea ta, da? Automat, după ce îți faci masaj, la picioare începi să te urinezi, da, fiindcă noi ajutăm de a scoate edemul cu mânuțele, masajul de la picioare. Bună, dragii mei prieteni, bună seara, dragii mei prieteni. Și ne-am spus, Dana, tu n-ai intrat de multe și cu noi, da, dragii mei prieteni, noi suntem ocupați, suntem, deci, obosiți, e mult de muncă, de aia și nici nu prea avem noi timp. Așa, deci ne-am înțeles cu biterul nostru, poți să faci mai multe borcane. S-a terminat, s-a început altul. Poți să faci un borcan de 3 litri, de 10 litri, eu le fac așa pe toate. Dintr-un litru schimbă la culoare și nu-ți închip cât de bine. Că vă știți că eu umblu mult, vă fac diferite videouri. Acum ne ocupăm cu lufa, avem lufa foarte mare în grădină, dragii mei, nu știu dacă cineva din voi a pus anumită lufă. Eu am lufă foarte multă, dar e foarte mare sășit, foarte mare. Deci avem lipsă de apă. Mai avem noroc că avem fântână, deci în o gradă. Așa, cineva m-a întrebat aici o doamnă cu cancer la cap la copii, chiar și la copii, chiar și la maturi, este foarte bun la piciorul de matcă, foarte bun. Trebuie să-l iei un gram pe sub limbă, dragii mei, fiindcă el este puternic, da? Sau să-l amesti în mere neagră, da? Cum vrei tu. Cineva m-a întrebat, Zidana, ce să facem pentru pietre la fieri. Pentru pietre la fieri este foarte bun ceaiul din salcâm boieresc. Foarte bun, dar trebuie să luați ceai, dragi mei, fiindcă aveți pietre la fieri, dar o persoană e numai o can și gata, mă lecuit, nu. Voi trebuie să luați 2 litri pe zi de ceai de salcâm boieresc dacă tu ai pietre la fieri. Ceaiul boieresc este din fasole din salcâm. Foarte mult salcâm face fasole. Deci fasole foarte lungi, da? Să fiți binecuvântate. Vă mulțumesc, doamna Zoica, da? Dragii mei prieteni, deci am făcut astăzi. V-am arătat cât eu pot, da? Ca să mai intru cu voi. Telefonul meu sună în continuare, 24 din 24. Vă salut cu mult drag, mă stăru să intru cu voi. Cât de cât vă dau un sfat. De exemplu, astăzi a fost live-ul cu picioare înflate de la căldură, dureri de picioare, da? M-am făcut, deci, un biter în direct aici cu voi. Am foarte multe astfel de videouri pe canalul meu de YouTube, dar foarte multe, că de fiecare dată mă stărui să vă dau și live-ul, da, să vă arăt și tratamentul, dar să vă răspund și la câteva întrebări de ale voastre, fiindcă eu sunt una, voi sunteți foarte mult, peste 300 și ceva de mii, da? Canalul meu de YouTube și, pur și simplu, eu nu dovedesc să vă răspund la toate întrebările. Vă dai Dumnezeu sănătate și ție la fel, Mariana. Eu vă doresc sănătate, vă rog să lăsați o distribuire, vă rog să lăsați o inimioară. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozac, nu intrați pe YouTube, vă abonați, sau chiar și pe pagina mea de TikTok sau de Instagram, la fel, în bucătărie la Zidana Ozac, mă găsiți pe tot locul. Și vouă, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi. Dacă nu v-am răspuns la întrebarea sau nu am văzut, este WhatsApp, mă sunați cu mare, mare drag. Deci vă răspund la toate întrebările voastre. Vă salut, vă cuprind, vă iubesc și ne-o hămăit cânișorul cățelul. Mă iertați că poate nu ați auzit, da? Dragii mei prieteni, sănătate, aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră. E foarte, foarte important, foarte, fiindcă este foarte multă lume. Deci bolnavă, este foarte multă lume cu dureri sufletești. Zidana Ozac, n-aveți grijă, vă iubesc!